Le-au citit cele două doamne, se bucură de acest, ne-au făcut așa, ne-au netezit calea spre acest moment. Îl invit alături de mine pe George Grigorescu și în programul pe care l-am anunțat, lansăm astăzi o broșură în care ne străduim să prezentăm întrupările Iuliei. Avem doar prima parte pentru că poveștile sunt multe și dovezile sunt multe și până la urmă ieșea un volum destul de mare. Asta apropo de faptul cum avem aici în muzeu și dicționarul etimologic al limbii române unde domnul Hăștău scria. Cred că este ceva care mi se transmite nouă. Până să-l las pe George să vă spună câte ceva despre această nouă broșură pe care el a conceput-o și a scris-o, vreau să vă spun de unde este această idee a broșurilor și cum am reușit noi să facem, pentru că este foarte important ca să știți dumneavoastră. Ele vin dintr-un proiect al nostru de anul trecut în care ne-am propus să edităm și să reedităm, dacă este cazul, creațiile literare, dar și opinii și informații noi despre familia Hăștău, întreaga familie Hăștău. Și veți vedea, există exemplare pentru toată lumea, pentru că ele sunt oferite în mod gratuit. Noi nu facem o afacere din această scritură pe care o publicăm. George, de altfel, face totul cu drag și voluntar și gratuit pe timpul lui. Iar banii pe care i-am folosit pentru a edita, pentru a scoate de la tipografie aceste broșuri, vin tot din vânzările care se fac la magazinul muzeului. De-a lungul anilor s-au strâns într-un cont bani și ne-am gândit să folosim în mod eficient acești bani ca să vă dăm și să vă dorim dumneavoastră aceste informații noi despre familia Hăștău. Deci, practic, cei care vin și plătesc un bilet sau cumpără ceva de la un muzeu, beneficiază acum de aceste broșuri în mod gratuit. Deocamdată sunt în mod gratuit, poate cândva, când ne vom fi crescut noi așa în domeniul ăsta, vor putea fi și achiziționate. Deocamdată vorbim despre un dar, un cadou de ziua Iuliei. De altfel veți vedea că la finalul peste tot avem, pe lângă aceste broșuri, și cărticica Prințesa Fluture, cu pasmele scrise, cu povestirile scrise de Iulia Hăștău. Copiii care vin de obicei la muzeu și au venit toată vara le-au primit, dar pentru că dumneavoastră ați venit astăzi de ziua Iuliei, le veți primi și dumneavoastră. Las pe George să vă spună despre această nouă broșură pe care a scris-o. Este a doua în acest an. Și prima a fost despre datele de stare civilă ale familiei Hăștău. Dar nu mai vorbesc mult. Mulțumesc foarte mult pentru introducere. Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu din nou alături de dumneavoastră. Îmi propusesem să vă spun câte în lună și în stele, dar cred că am intrat sub imperiul acestor reprezentații ale copiilor care au fost absolut minunați. Mă încercam mai devreme un gând prin toate acțiunile din acest eveniment. Pare că am adunat un puzzle care reprezintă virtuțile Iuliei Hăștău, pentru că, într-adevăr, și pictura, și teatru, și poezia, și scrisul, și absolut toate făceau parte din cine a fost Iulia Hăștău. Așa cum spunea doamna Dobre, broșura de față, cele 7 întrupări ale Iuliei Hăștău, face parte din această colecție de broșuri dedicate memoriei familiei Hăștău. Este cea de-a doua, este prima parte a acestei broșuri. Ideea este în felul următor. Deși broșura se bazează pe
Comunicările din ședințele spiritiste pe care domnul Hașdău le practica împreună cu cercul domniei sale, m-am ferit să intru în zona spiritistă și am intrat mai mult în zona de cercetare. Când am plecat la drum, în scrierea acestei broșuri, mi-am dorit să nu cred pe o parte ceea ce se spunea, iată de altă parte mi-am dorit să cred, astfel încât să păstrez un balans obiectiv în ceea ce privește această cercetare. Trebuie să recunosc că a fost o cercetare foarte grea, poate cea mai grea din tot ce am lucrat până acum. Ideea mi-a venit de la cele, hai să le spunem, avataruri, dacă vreți, poate sună așa mai liniștitor un pic, cele 7 avataruri pe care domnul Hașdău susținea că spiritul Iuliei Hașdău le-ar fi trăit de-a lungul timpului și pe care le-a înscris în piatră pe cele 2 tronuri care flanchează ușa rotativă a castelului de la intrare. Și atunci, cumva mi-am propus să-l provoc pe domnul Hașdău și să vedem dacă într-adevăr lucrurile au fost adevărate sau nu au fost. Am plecat în această călătorie foarte confuz când am început să scriu această broșură, iar la sfârșitul primei părți recunosc că sunt și mai confuz. În această broșură m-am folosit foarte mult de Arhiva Spiritistă, tradusă de doamna Jenica Tabacu. Îmi închipui că a lucrat enorm de mult să traducă acele scrieri. Iar în aceste comunicări am găsit aceste nume. Practic, broșura are la bază cercetarea acestor personalități despre care domnul Hașdău pretinde că ar fi fost Iulia Hașdău de-a lungul timpului. Mi-am dorit să găsesc un tipar comun pentru toate aceste întrupări și practic să văd dacă într-adevăr ceea ce am pus la îndoială a fost de partea mea sau nu. Nu cred că domnul Hașdău s-ar fi supărat dacă aș făcut lucrul ăsta în timpul vieții domniei sale. Cred că ar fi fost o conversație interesantă până la urmă. Deși sunt în comunicări apar 9 avataruri ale Iuliei, tot în comunicări domnul Hașdău primește mesajul să facă public doar 7. În prima parte am abordat doar 4 dintre acestea, urmând ca în a doua parte să discutăm și despre celelalte 3. Cam atât despre broșură, nu vreau să lungesc și nici să, nu știu, să rup așa din mister. Vă doresc lectură plăcută. Este o broșură interesantă, cel puțin din punct de vedere istoric, pentru că personalitățile, indiferent că au fost, a fost vorba despre Iulia Hașdău sau nu, personalitățile sunt fascinante, iar materialul de cercetare despre ele este vast. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult și sper să aveți o lectură plăcută. Mulțumim și noi. Așa cum am spus, broșurile există. Autorul este aici de față și dacă îi solicitați, vă va acorda și autografe. Dar după recitalul de muzică clasică. Și am ajuns în acel moment, mulțumesc George foarte mult, am ajuns în acel moment în care dăm drumul recitalului de muzică clasică și de aici n-am să mai vorbesc eu foarte mult și am să las pe domnul profesor Bogdan Ciuceanu de la Colegiul Național, Colegiul de Arte Carmen Silva din Ploiești să vă spună ce am pregătit domnului pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Bună seara, încă o dată! Bine ați venit la acest recital special al elevilor Colegiului de Arte Carmen Silva. Ne bucurăm foarte mult că am fost invitați
fi 155 de ani de la nașterea Iuliei HDU. Și vreau să vă spun că am pregătit cu toții un program special. Vom începe cu Rafael Nichita, care va cânta cântec vechi de Paul Constantinescu. Aș putea și câteva cuvinte despre Rafael. El este pregătit de doamna profesoară Tereza Sandu și este laureat al numeroaselor concursuri naționale, printre care amintim Primăvara Artelor cu Andrei Mitrescu și a participat la numeroase masterclass-uri cu flautiști precum Ana Ioana Moltean, Mihaela Anica și Matei Ioachinescu. Vă dorim o audiție plăcută!